Următoarea vocaliză, vă propun să ne gândim foarte bine la ce înseamnă rezonator, să facem în așa fel încât sunetul nostru să ajungă în rezonator, în spatele nasului, în fosa nazală, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Senzația pe care o avem este că sunetul are ca un clopoțel, un zbârnuit aparte, pe care îl obține în momentul în care ajunge în rezonator, și avem sentimentul că zbârnie ceva aici, în spatele nasului, chiar dinții din față, buzele, gâdile, sunt tot felul de senzații. Oricum, știm foarte bine că putem trimite un sunet acolo sau nu, este alegerea noastră. Următoarea vocaliză va fi pe vocala U, până și o consoană, ca să putem să pronunțăm, de exemplu, mu, și să vă imaginați vaca. Ea are niște rezonatori foarte puternici, facem mu. Deci în același loc ar trebui să fie și sunetul nostru, tot acolo, vocaliza sună așa. Mu. Revenim la ideea că U, vocala asta U, este exact ca și când facem, imităm sunetul trenului. U, 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 U. Acolo este vocala U. Acolo vom pune toată vocaliza. Deci dacă ajunge sunetul rezonator, sună cam așa. Dacă nu ajunge rezonator, va suna sec. Deci eu decid ca sunetul să meargă sus, spre rezonator. Haideți să încercăm. Aceeași poziție, în coborâre, punem vocala O, exact unde a fost U. Nu este mare diferență. Coborâm.
foarte mare la respirație, să nu luați prea mult aer, să nu luați aer ridicând umerii, să nu luați aer prea mult să vă astupați de-a dreptul. Da, este foarte important să luați aer cât mai relaxat, inspirația să fie totdeauna pe un fel de abandon. Iar diafragma se întărește în afară în momentul în care atacați sunetul și nu înainte. Deci nu luăm aer, întărim diafragma și abia după aia. Pentru că atunci nu este un sunet bun, este un sunet crispat. Deci vă rog frumos, cât mai relaxate vocalizele astea. Bravo!